Mulți dintre noi se declară drept iubitori ai călătoriilor și nu vor spune nu unei posibile aventuri de neuitat. Fie că ne place să explorăm locuri mai retrase în care să simțim adevărata conexiune dintre noi și natură, sau locuri mult mai populate precum atracțiile orașelor importante, ne gândim de fiecare dată să respectăm locurile vizitate și să le tratăm așa cum se cuvine. Din păcate, multe dintre locurile de vizitat sunt sensibile, iar noi le degradăm uneori direct și alteori chiar indirect, fără să ne dăm seama, și astăzi vom discuta despre 6 locuri incredibile care au fost distruse de turiști. Pont des Arts. Pont des Arts reprezintă primul pod metalic destinat traficului pietonal din Franța. Și totuși, nu acesta este motivul pentru care Pont des Arts este așa de cunoscut. Această atracție turistică a fost recunoscută internațional, mai ales în rândul cuplurilor, oferind posibilitatea de a-și jura iubire eternă. În acest loc, un cuplu putea să pună un lacăt pe plasa laterală a podului ca mai apoi să arunce cheia, semn al faptului că nimic nu îi poate despărți. Pe cât de încântătoare a fost ideea, pe atât de dăunătoare a fost pentru pod. Având în vedere popularitatea pe care acest pod a avut-o în toată lumea, tot mai multe cupluri au dorit să viziteze și să folosească un lacăt, astfel agravând rezistența podului. Cu timpul, masa totală a acestor lacăte care au venit în mod continuu din partea turiștilor a ajuns la aproximativ 45 de tone. Guvernul, temându-se de starea Senei din cauza numărului de chei aruncate în el și de asemenea de posibila prăbușire a podului, a trebuit să înlăture 10.000 de încuietori și să pună panouri de sticlă, astfel încât oamenii să nu mai poată să-și manifeste iubirea în acel loc. Arborele din Tenere. După cum bine știm, acum 10.000 de ani, deșertul Sahara era o zonă plină de verdeață, contrar felului în care arată astăzi, dar știm acest lucru în mare parte datorită relicvelor și fosilelor analizate și a arborelui din Tenere. Arborele din Tenere reprezintă o relicvă a pădurilor de altă dată, reușind să demonstreze faptul că deșertul Sahara și în special regiunea Tenere a arătat cu totul diferit în trecut. Acest arbore singuratic este înregistrat drept cel mai izolat arbore din lume, fiind singurul pe o rază de 400 de kilometri. Este o enigmă felul în care acesta s-a conservat și a rezistat de-a lungul timpului, reușind să scape de cămilele înfometate și de nomazii care l-ar fi putut folosi drept lemn de foc. Din păcate, această amintire istorică a fost doborâtă de un șofer libian despre care se spune că era beat în timp ce conducea în 1973. Resturile provenite de pe urma accidentului au fost duse la Muzeul Național din Niamey și încă se pot vizita. Deși poate părea ciudat că cineva ar vrea să viziteze niște rămășițe dintr-un copac vechi de 300 de ani, dar pentru nigerieni, arborele din Tenere este un simbol național. Monumentul Duckbill. Aceasta este o formațiune de piatră de gresie din zona naturală a statului Oregon. Formațiunea a avut parte de multiple vizite și aprecieri de foarte mult timp, însă odată ce Instagramul a devenit mai popular, pozele făcute în acest loc de către vizitatori i-au adus un număr radical de mare. Totuși, pe cât de incredibil ar fi piedestalul, așa cum mai este denumită această formațiune, pe atât de periculoasă este vizitarea lui. Se estimează că în perioada 1960-2016, 18 persoane au murit pe stâncile instabile din Cape Kiwanda. Practic, acest lucru s-a produs datorită ambiției pe care acești vizitatori au avut-o de a ajunge la obiectivul turistic cât mai repede fără să respecte măsurile de siguranță. De-a lungul timpului au fost amplasate garduri indicatoare și a fost angajat chiar și un gardian care să se asigure că numărul decedaților nu va mai crește. Totuși, au continuat să existe persoane care nu au respectat cerințele, ba mai mult decât atât, chiar și un grup de vandali care pe data de 29 august 2016 au distrus această formațiune naturală. Din cauza lucrului pe care acest grup de adolescenți l-a făcut, există și o parte care să ne mulțumească câtuși de puțin, aceea că din 2016 nu a mai existat niciun deces în această zonă. Parcul Național Terres del Paine.
cel mai cunoscut parc național din Chile, Parcul Național Teres del Paine, este de o frumusețe nemai văzută. Frumusețea acestui parc național este dată de elemente naturale precum formațiuni de roci de granit, cascade și ghețari. Pe lângă asta, acest parc reprezintă un paradis al formelor de viață, existând o varietate de animale sălbatice rar întâlnite. Din aceste motive, Parcul Național Teres del Paine ar trebui să fie ocrotit ca atare de fiecare dată când ne relaxăm în el, dar acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată. Din nefericire, în acest parc, incendiile au devenit aproape o tradiție, un număr mare de astfel de evenimente fiind raportate în ultimii ani. Primul incendiu semnificativ a fost în anul 2005, când un turist a folosit o sobă cu gaz într-o zonă în care campingul nu era permis. Rezultatul a fost unul catastrofal, un incendiu de 10 zile care a distrus aproximativ 7% din parc. La doar 6 ani distanță, un nou incendiu s-a aprins în acest loc, însă circumstanțele au fost ceva mai îmbucurătoare. Deși un turist a aprins un foc într-o zonă interzisă, ploaia a reușit să stingă acest incendiu înainte să producă pagube semnificative. În luna decembrie a aceluiași an, un alt turist a provocat un incendiu. Se pare că acesta a ars niște hârtie igienică, fapt ce a alertat autoritățile că acest parc național este în pericol de a fi distrus. Astfel, în perioada 29 decembrie 2011-4 ianuarie 2012, parcul a fost complet închis turiștilor. De asemenea, un caz similar s-a întâmplat în 2015, când autoritățile au interzis accesul a două persoane în cadrul acestui parc din cauza declanșării focului de tabără ilegal. Picturile rupestre paleolitice. În 1940, Jacques Marsal și cei trei colegi ai săi adolescenți francezi au dat peste o peșteră. Ei își căutau câinele dispărut. Descoperirea lor a fost o galerie de peste 600 de picturi și 500 de gravuri pe calcar. Imaginile reprezentau animale vânătoare de oameni și semne abstracte. Bineînțeles că acest lucru a adus de la sine un număr mare de vizitatori care doreau să vadă arta strămoșilor lor și felul în care aceștia percepeau lumea. Astfel, deși Montignac a devenit o atracție turistică foarte interesantă, efectele numărului de persoane care au trecut prin această peșteră și-au spus cuvântul. Vizitatorii respirau, evident, și astfel eliberau căldură, umiditate și alți factori care contaminau și modificau climatul peșterii. După mai multe încercări nereușite de a instala aer condiționat, creșterea unei ciuperci omniprezente a amenințat imaginile. Autoritățile au închis situl la 23 de ani de la descoperirea acestuia. Au deschis Lascaux Hill în 1983 pentru a face publicul fericit. Acesta reprezintă o replică elaborată a părților cheie ale peșterii. Scopul său este de a prezenta publicului o impresie a scării și a compoziției picturilor fără a afecta originalele. Marele zid chinezesc. Deși nu este vorba despre ceva ce s-a întâmplat până acum, din nefericire există șansa ca viața marilor atracții turistice din prezent să nu fie lungă dacă nu se iau măsurile potrivite de prevenție și întreținere. În acest fel, Marele Zid Chinezesc este în pericol datorită numărului foarte mare de turiști care vizitează acest monument unic și imprimă daune structurii provocând pagube grave. Împreună cu această atracție, Coloseumul, Marea Moartă, Veneția și chiar Antarctica sunt de asemenea amenințate. Din păcate, un număr mare de turiști nu respectă locurile pe care le vizitează și le degradează. Aceștia lasă multe gunoaie, desenează grafiti pe pereți, încearcă să ia cu ei o bucată din atracție și poluează mediul fără să se gândească la atracții sau la viitorul lor. Nu sugerăm ca oamenii să nu călătorească, ba chiar dimpotrivă. Însă acest lucru ar trebui să fie făcut cu un simț de răspundere. Oamenii ar trebui să fie conștienți că un monument turistic este ceva unic și este foarte greu să se creeze ceva similar. În acest fel, dacă nu vom vizita cu simț de răspundere monumentele turistice, ne vom trezi că dintr-o dată numărul acestor locuri s-ar împuțina drastic și poate chiar să dispară. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, îți recomand și videoclipul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.